Laura, din contră, suntem mulți cei care considerăm că, deși oficial e bine, în realitate avem o părere diferită. Datele sunt ceva mai nuanțate însă, pentru că cifrele sunt în scădere. Peste 70% dintre români sunt de părere că lucrurile în România se îndreaptă într-o direcție greșită, conform unui sondaj efectuat de Inscop la cererea News.ro. Numărul pesimiștilor este însă în scădere față de anul trecut. Iată datele, 25,5% dintre români cred că țara merge într-o direcție bună față de 20,8% cât erau anul trecut. În ceea ce privește direcția greșită, 70,1% dintre respondenți sunt pesimiști cu privire la viitorul țării, în scădere față de 74,5% cât se înregistra în 2022. Poate v-ați întrebat de ce a scăzut numărul celor care cred că România merge într-o direcție greșită. Ei bine, ne putem uita la cine consideră că țara merge în direcția bună. Cred în proporții mai mari decât media că țara merge într-o direcție bună, votanții alianței PSD PNL, tinerii cu vârste între 18 și 29 de ani și persoanele cu venituri mari și foarte mari și angajații la stat. Iată una dintre explicații. Revenind la tabloul general, majoritatea românilor nu vede cu ochii buni nici direcția în care se îndreaptă lumea. 24% dintre participanții la sondaj consideră că lumea evoluează într-o direcție pozitivă, în timp ce 70,6% sunt de părere contrară. Și aici avem explicații. Cred în proporții mai mari decât media că lumea merge într-o direcție bună, votanții aur, tinerii de 18-29 de ani și persoanele cu venituri foarte mari. În ceea ce privește viața personală, peste o treime din respondenți afirmă că situația lor s-a îmbunătățit în ultimii 5 ani, dar peste 60% simt că viața lor, atenție, este mai dificilă decât era în trecut. În plus, procentul celor care prevăd o viață mai bună peste 5 ani e destul de mare și în creștere de la an la an. Sondajul de opinie a fost realizat de Inscop Research la comanda agenției de presă News.ro. Datele au fost culese în perioada 22-29 februarie prin metoda CATI, interviuri telefonice, prin intermediul chestionarului. Volumul eșantionului simplu stratificat este de peste 1100 de persoane, reprezentativ la categoriile sociodemografice semnificative, în funcție de sex, ocupație și vârstă. Pentru populația neinstituționalizată a României, cu vârstă de peste 18 ani și peste. Atenție, eroarea maximă admisă a datelor este de plus minus 2,95%. Așadar, mergem într-o direcție greșită, însă suntem din ce în ce mai puțini cei care credem astfel de lucruri. Laura. Putem schimba lucrurile acestea în acest an electoral. Te-ai uitat cine consideră că România merge într-o direcție mai bună?